Bună ziua, dragilor! După ce am vorbit de acceptare de sine, astăzi am venit să vă recomand afirmația Eu sunt din totdeauna comunicare în manifestare. Este o afirmație care ne ajută foarte mult să intrăm în comuniune și în comunicare cu noi, să ne cunoaștem nevoile și să putem să exprimăm și în exterior acest lucru. Este o afirmație care ne ajută să ne crească curajul în a exprima nevoile noastre, dorințele noastre, în așa fel încât să nu lezăm pe cei din jur, în așa fel încât toată lumea să fie împlinită și mulțumită. După cum știm, folosim niște mătănii sau pe o ață 21 de puncte, de mărgeluțe, de ce vreți, în așa fel încât atunci când facem afirmațiile, noi să fim foarte atenți la... Să fim foarte concentrați la afirmații și la nimic altceva, adică nu la numărătoare, nu la ce se întâmplă mâine, nu la ce o să facem după jumătate de oră, după ce terminăm tehnica. O să vă exemplific cum facem. Deci luăm un punct fix de pe perete. Cu aceste mătăni în mână vom prinde primul punct și vom rosti afirmația cu o octavă mai jos. Eu sunt din totdeauna comunicare în manifestare. Și dacă mintea mea n-a fugit în altă parte, dau punctul deoparte. Așa fac cu toate cele 21 de afirmații. Dacă la 5 afirmații mintea mea a fugit și zic oare ce am, cine a venit la noi acasă mâine, atunci mă întorc înapoi și iau din nou punctul și refac afirmația respectivă, pentru că nu am fost suficient de concentrată, în așa fel încât să pot să imprim acea informație la nivel din conștient în subconștient. Afirmațiile se fac 29 de zile, de 21 de ori pe zi, iar după până la 6 luni și apoi până la un an, până devine atitudine, le mai spunem de 7 ori fiecare. Acum, după ce facem această afirmație mentală, ne mai putem susține cu ceva uleiuri de la doTERRA și uleiul care ne ajută pentru această, care este uleiul comunicării, este lavanda. Lavanda o putem folosi sub formă de taci și o putem folosi exact înainte să ne apucăm de afirmații, după urechi, aici în zona gâtului, pe coloana vertebrală, la încheieturi. Și inspirăm, pentru că vă știți că noi, în momentul în care inspirăm și mirosul ajunge în acea zonă olfactivă, spre zona olfactivă, acolo intră în contact cu partea limbică a creierului nostru, unde sunt înregistrate traumii, frici, supărări și așa mai departe. Lavanda este un ulei care ne ajută să calmăm acele frici, să ieșim din anxietate, să avem curaj în exprimare și în manifestare. Tot așa putem folosi lavanda în taci, în difuzor, punem 2-3 picături în difuzor și în momentul acela cu difuzorul cu lavandă putem face afirmația, este mult mai puternică pentru că ne duce toată atenția spre a imprima această afirmație și această atitudine a comunicării. În momentul în care comunicăm și ne susținem cu acest ulei al comunicării, viața noastră capătă un nou sens. Ne dăm seama că suntem totuși o ființă importantă în acest univers și că avem nevoie, avem dorințe, avem planuri, proiecte, în așa fel încât să le putem împlini cu susținerea celor dragi, cu acelor din jur, de aceea avem nevoie de comunicare. În primul rând cu noi, să ne cunoaștem nevoile, să ne cunoaștem dorințele, să ne cunoaștem supărările, tot ceea ce avem în interior, după care să avem comunicare cu cei din familia noastră, cu cei dragi, cu cei apropiați și apoi la nivel de colegi, la nivel de societate și cu tot cei din jurul nostru. Așa că vă recomand uleiul de lavandă ca să vă susțină în a vă dezvolta comunicarea și a curajului de a vă exprima și de a vă expune în așa fel încât să nu lezăm pe nimeni și toată lumea să fie mulțumită. Vă doresc mult succes și să fiți comunicare în manifestare.